Alte controverse după ce Parlamentul European a adoptat directiva privind schimbările climatice, care interzice, printre altele, și centralele termice de apartament. 8 țări europene au început deja procesul de interzicere a centralelor pe gaz. Cu toate acestea, înlocuirea tuturor centralelor pe gaz nu va fi nici ușoară și nici rapidă din cauza numărului mare de centrale existente și pentru că mulți proprietari nu au banii necesari pentru a plăti înlocuirea lor. Dacă se interzic sau nu centralele de apartament și ce presupune această măsură, discutăm chiar acum cu Ciprian Cherciu, jurnalist specializat în energie. Bună dimineața, mulțumim foarte mult! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! La ce ne putem aștepta noi românii în acest caz și cât de repede vom vedea eventualele efecte? Chiar dacă pare o misiune mai dificilă, în realitate avem și soluția tehnică și finanțele necesare să facem lucrul ăsta. Pentru Norvegia și Danemarca, de exemplu, care au interzis din 2013, respectiv 2017, centralele de apartament, de fapt racordarea caselor noi la rețeaua de gaze, aceasta este o știre chiar foarte veche. Dacă ne uităm la termenul pe care îl avem la dispoziție, adică 2040, vedem că mai sunt 16 ani până atunci, mai avem foarte mult timp la dispoziție. Durata de viață a unei centrale pe gaz, din aceasta pe care o folosim noi foarte mult în România, este undeva la vreo 10 ani. Dacă o întreținem foarte bine, poate 15 ani, să spunem. Deci, cu siguranță, va trebui să schimbăm toate centralele pe gaz până la momentul respectiv. Și atunci, singura întrebare este dacă avem o soluție tehnică cu care să înlocuim centralele pe gaz. Și sunt pompele de căldură aer, apă și aer, aer, adică chiar un aer condiționat cu inverter, să-i spunem, cum deja se vând peste tot, pot suplini partea asta de încălzire. Și pe lângă faptul că reducem poluarea, asta ar trebui să însemne și costuri mai mici pentru încălzire, pentru că pompele de căldură sunt mai eficiente decât gazul. Noi suntem obișnuiți cu gazul pentru un comportament pe care l-am avut noi în ultimii ani, să spunem. Am asociat întotdeauna gazul cu formă ieftină de încălzire, dar nu mai este ieftină. Facturile sunt foarte mari la gaz. Statul plătește foarte multe compensări pe zona asta. Deci avem soluția tehnică, avem timpul necesar la dispoziție. Statul, în schimb, trebuie să facă un lucru. Și aici o să atrag atenția asupra unui lucru foarte important. Transgaz are proiecte de racordare a locuințelor la gaz, adică să vrea să se împrumute de bani și să folosească inclusiv bani europeni pentru conectarea caselor la gaz. Gândiți-vă că aici vorbim de sute de milioane de euro care se vor arunca, practic, dacă aceste proiecte merg mai departe. Deci Ministerul Energiei ar trebui să intervină de urgență, să verifice toate proiectele transgaz, iar banii de acolo să-i mutăm către întărirea rețelei de energie electrică, de distribuție, de stocare, nici de cum să mai construim, să punem țevi prin pământ, că foarte scumpe. Adică am avea bani de acolo să dăm pompe de căldură românilor fără niciun fel de efort aproape. Foarte important acest avertisment. Care ar putea fi impactul financiar pentru români în cazul acesta al implementării de încălzire pe baza pompelor de căldură? Sunt mai scumpe decât o centrală? Care ar fi costurile în acest caz? Sunt mai scumpe decât o centrală convențională pe gaz, să-i spunem. În schimb, există un fond foarte mare la dispoziție pe care România îl are pentru tranziția la energia verde, încât această tranziție, de fapt, să se întâmple pentru cetățeni cu un impact mult mai mic decât ar fi să schimbe acum, să spunem, centrala veche pe gaz. Deci banii avem, fără discuție. Ca să vă dau un exemplu, noi anul trecut am cheltuit undeva la 5 miliarde pe compensări de la energie electrică și la gaz. Asta pentru că nu avem o rețea dezvoltată, nu producem suficient de mult, nu avem stocare. Dacă am fi folosit doar 30% din banii respectiv pentru finanțarea unor proiecte de genul ăsta, am fi schimbat foarte multe pompe de căldură. Cu 30% din acel buget ne-am fi asigurat inclusiv necesarul de baterii pentru a stoca energia din surse regenerabile. Am fi avut, nu știu, în jur de 4.000 de megawatt-ore de stocare. Deci noi banii avem. Problema că i-am cheltuit greșit. Dacă ne uităm la cum s-au cheltuit banii în 2023 și 2022, o să constatăm că s-au dus miliarde și nu a rămas cu nimic în urmă. Deci, practic, noi am demonstrat, sau guvernul, de fapt, a demonstrat cum poți să fii sărac cu bani în buzunar. Cheltui 5 miliarde și la final nu ai absolut nimic. Deci aici trebuie schimbată strategia, iar sper să nu vedem politicieni, de fapt o să-i vedem, dar să spunem oamenilor dinainte ca să înțeleagă. Politicienii au reflexul bonlav de a sări împotriva Uniunii Europene, spunând că astea sunt niște măsuri care nu sunt pentru România. Noi nu ne permitem așa ceva. Este fals. Ne permitem, avem bugetul, doar că trebuie ca ei să aibă viziunea și disponibilitatea să muncească în direcția respectivă.
Și gândiți-vă că toate companiile de gaz și sistemul energetic național au fost întotdeauna un loc foarte propice pentru toate relațiile politice, pentru salarii foarte mari, pentru poziții, să spunem, nemeritate din banii pe care noi am plătit pe gaz și energie electrică sau finanțat lucrurile astea. Aia acum trebuie să se schimbe puțin. Asta, de fapt, e problema. Deci, Uniunea Europeană încă o măsură care îi ajută, de fapt, pe cetățeni. Uniunea Europeană este aliatul cetățenilor în momentul de față. Forțează schimbarea și forțează factorul politic din România să direcționeze banii în direcția corectă, care ar fi benefică pentru... Așadar, e o chestiune de viziune din partea noastră a tuturor și de strategie din partea statului. Mulțumim!